Astăzi, Drobeta Turnu Severin se află în topul localităților unde rata incidenței cumulative COVID-19 a depășit cu mult 1,5 la 1000 de locuitori. Valoarea incidenței cumulative în municipiul nostru a ajuns la 5,33, în timp ce în localitatea Braniștea a scăzut la 2,75. Numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 crește alarmant în județul Mehedinți. Încă 78 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Bilanțul infectărilor se schimbă de la o oră la alta, iar în județul Mehedinți încă două persoane au pierdut lupta cu viața. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 1233 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 170 persoane se află internate, 776 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 78 de cazuri noi de îmbolnăvire și 2 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 este de 3,04 la 1000 de locuitori. Situația localităților cu rata incidenței cumulative peste 1,5 la 1000 de locuitori în județul nostru arată că Drobeta Turnu Severin se află în vârf, înregistrând o valoare de 5,33. Cetățenii trebuie să fie precauți și să aibă grijă de propria sănătate, respectând măsurile de protecție impuse. Un exemplu este localitatea Braniștea, unde săptămâna trecută s-a înregistrat o rată a incidenței de 8,79, fiind instituită carantina zonală. Astăzi situația arată diferit, fiind înregistrată o valoare de 2,75.